Omule Smith, dragi, bună seara, aud că treaba e destul de serioasă, e foarte activă aici, suntem în Ieloveni. Bar, dar și ne cunoaște, e mai ceva către un oraș, tăzi cât e de frumos și tot e activ. Nu între partea stângă, cu mătrii, partea dreaptă. Astăzi micuța Samantha, dragi și scumpi părinți, Vica și Cristinel, îi fac botezul și cu mătrie. Surpriza vine din partea invitaților, din partea prietenilor adevărați, care nu au putut să le fie alături, ei se află chiar în Irlanda, din partea Marianei și din partea lui Gheorghiță. Și să vedem reacția. Foc la ghete! Bună seara, dragii mei, noi ne-am găsit în această sală limitată, dragi părinți, Victoria și Cristinel, noi suntem trimiși de cineva, ne-am stăruit noi pe minutul nostru de minte și cum am ajuns la voi, am bucur foarte mult pe voi. Vreau să vă întreb, veți un mic alun din partea, cui credeți că poate să fie? Cine ne-o primit în ziua noi? Doar în fapt, așa mă închid cu eu, da? Cu mătru care? Încă? Dar ne trimiste noi să vă transmitem și de câteva emoții. Vă doresc mult, mult sănătate micuții voastre, Samantha, un la mulți ani, să vă bucurați în continuare de ea, să fiți parte doar de bucurii și să fiți mereu conjurați de prieteni, așa cum puseți la moment, să fie pe viitor așa rău cum e în ziua de azi, cum e acum. La mulți ani, vă dată un aplauz pentru noi, pentru Victoria și pentru Cristina. Asta pentru tine, din partea lor, acum e cu noi direct, acum ne aud și ne văd. Eu am caiva cadouri pentru voi. Tu și transmiți lor acolo, voi de fapt, ambilor părinți. Multă răbdare vă transmitem și vă așteptăm acasă, cu mult drag. Vă mulțumesc frumos pentru surprize. Asta nu-i tot, eu mai am și două cadouri mici. Dacă le uit, le evocați cu mine și mă trebuie să-mi plăcă o uitare. Mai sunt aici doi cumătri, Sergiu și Vitalie. Sergiu l-a văzut, am știut lui Sergiu și Vitalie unii, frățuori unii. Unii, e afară? Nu poate ceva să nimic. Să nu te minuni, dar din toate câte sunt, este una cea mai mare despre care cânt. Să crești copilași pe lume, chiar de uneori ții greu, e minunea cea mai mare de la Dumnezeu. Are tata o fetiță, ca un înger pe pământ, și o altă inimă, pentru dezastre sfânt, la
sunt departe și mi-e doar. Dar nu mă plâng de soarte, că fac ce pot pentru cei dragi. Rămâși pe un colț de carte, am învățat să mă descurc. Și aici, printre oameni, am și caine și lecaș, și nu-mi lipsesc nici banii. Am învățat să mă descurc, Cristinel, și aici, printre oameni, am și caine și lecaș, și nu-mi lipsesc nici banii. Speranța nu mă lasă, știm că odată într-o zi vom reveni acasă. Și că va fi un cer zinit și drumurile bune, iar frații murit, e sufletul vor spune, iar frații murit, e sufletul. Din suflet cu drag, nu vor spune. Totuși, ori cât din mulți plăteri mă despart, atât de mult oricum nu poartă nimeni. La mulți ani, dragi noștri, vă mulțumesc foarte mult pentru ați primit în ospiții la voi. Că sunt și transmisul din suflet, fără emoții, celor care urmează acest eveniment, celor care îți sunt prezenți astăzi aici, celor care vă stimează foarte mult și vă respect foarte mult, dar chiar astăzi n-au putut să fie alături de voi. Tu și le-ai transmis, tu ești tătic, tu ești comandă, tu ești prieten și soț și transmis din suflet. Vreau să, în primul rând, să mulțumesc la toți prezenți, toți care sunt prezenți cu noi cu sufletul, poate cu gândul, dar nu prezenți deloc aici cu noi, dar fizic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. N-am răbdare de ei, să ne vedem toți acasă. Sunt foarte bucuros că suntem așa de mulți aici prezenți, dar din păcate nu toți. Vă mulțumim la toți, vă doresc în continuare o sală cât mai frumoasă, cât mai distracții la maxim, absolut. Și ne vedem mâine dimineață! Serios? Abracadabra, e mulțumesc pe lor. Și transmite-o celor care îți sunt prezenți astăzi, deci că nu în tot timp. E suflet, fapă de vână să mergi, cei care nu-i cam ea, nu mă trebuie, stai neștept. Eu... Eu știu că e foarte bine știți cum este reinătatea și cred că vezi cineva acolo, așa? Când duci în dorul. Jumătate care sunt aici, eu speresc. Jumătate care ies aici, toți să veniți în pisciputare. Da, de păcate asta e situația la noi, dar totuși sperăm că vă suntem o națiune fieri, cap sus, vă doresc tuturor sănătate, curaj, putere și să venim într-o bună zi toată lumea acasă. Suntem cu mătrii pentru cadourile primite. Mi-a și transmite celor care organizează acest surpriză. Pentru cadourile, eu nu știu eu. Da,
Da, eu le mulțumesc mult, nu așa m-am așteptat, dar asta e foarte frumos de partea lor, slavă, și sper că mai vreau și noi împreună să petrecem așa de mei.